În jurul orei 11, un bărbat anunța tribunalul Mureș că în clădire este amplasată o bombă. Fără să dea prea multe explicații, bărbatul a încheiat convorbirea. Personalul tribunalului a alertat imediat poliția, care a evacuat personalul din clădire. Doar că s-ar fi dat un telefon, dar nu știu pentru ce s-a dat telefon. Că s-a instalat ceva, vreo bombă sau ceva în genul ăsta, nu știu nimic. După mai bine de o oră de căutări, pirotehniștii au dat verdictul. În incinta tribunalului nu exista niciun material exploziv, astfel că activitatea a putut fi reluată. În jurul orelor 11:15 minute s-a primit un telefon la registratura instanței, o amenințare cu bombă, în ideea că ar fi o bombă care va exploda. S-a făcut controlul specific pentru asemenea amenințări, nu s-a confirmat amenințarea și am reluat activitatea. Anul trecut, peste 80% din apelurile către 112 au fost apeluri false. Polițiștii atrag atenția încă o dată că cei care pun pe drumuri autoritățile fără un motiv real riscă amenzi usturătoare și chiar închisoare.